Dintr-un început trebuie să spunem că numele Domnului Dumnezeului nostru este un nume sfânt. Atât de frumos în Sfintele Scripturi ne este descoperit și după aceea în practica bisericii este folosit faptul că Sfinții Îngeri din ceruri cântă Dumnezeului Celui Preaînalt Sfânt, Sfânt, Sfânt. Sigur că se referă la numele Domnului Dumnezeului nostru. Atenție! Numele este cifru sau codul care încuie sau descuie sau cuprinde în el însăși persoana. De aceea Dumnezeu este întreg prezent în numele Său. Când noi rostim numele Dumnezeului Celui Preaînalt, intrăm în legătură directă și sfântă și adâncă și tainică cu însuși Dumnezeu. În Vechiul Testament ne este prezentată această învățătură referitor la poporul ales. Evreii nu rosteau numele lui Dumnezeu decât foarte, foarte rar, pentru că era nume sfânt. Foloseau anumite trimitere, anumite cuvinte când vorbeau despre Dumnezeu, dar se fereau ca să rostească numele lui Dumnezeu tocmai din credința că sunt prea necurați, cu buze prea necurate ca să rostească numele Dumnezeului Celui Preaînalt. Sfințirea numelui lui Dumnezeu din rugăciunea Tatăl nostru se referă la faptul că oamenii prin ceea ce fac și prin ceea ce spun și prin ceea ce gândesc referitor la Dumnezeu, îl preamăresc, îl laudă și îl sfințesc pe Dumnezeu. Sfințirea în numele lui Dumnezeu nu-L privește pe Dumnezeu însuși, ci ne privește pe noi înșine și este o dorință și un deziderat. În rugăciunea Tatăl nostru, începem cu această dorință să se sfințească numele Tău. Unde? Acolo unde vine împărăția Ta. Unde? Acolo unde se face voia Ta. Rugăciunea Tatăl nostru are o cascadă sau o înșiruire de dorințe, printre care de început este această dorință ca pe pământ oamenii să slăvească, să laude și să-L sfințească pe Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este un nume dătător de putere. De îndată ce rostești numele lui Dumnezeu, ai adus putere sfințitoare asupra ta. Numele lui Dumnezeu nu se folosește niciodată pentru a jura strâmb. Numele lui Dumnezeu nu trebuie să fie luat în deșert. Și cred că zicerea din Tatăl nostru este pusă în legătură cu una dintre cele 10 porunci în care se spune să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Este o învățătură foarte importantă. Și cred că oamenii contemporani nouă și noi înșine trebuie să fim foarte atenți când, cum și unde rostim numele Dumnezeului Celui Preaînalt. Îl slăvim, îl cinstim pe Dumnezeu, îi sfințim numele prin viața noastră, prin credința noastră, așteptând ca să fim sfințiți noi înșine în numele Dumnezeului Celui Preaînalt.